Cel mai bogat consilier al lui Klaus Iohannis are 6 apartamente, dintre care unul în New York. Este vorba despre Sandra Pralong, cea care a fost pentru o perioadă și sfătuitoarea lui Traian Băsescu. Ce sume apar în conturile Sandrei Pralong, ne spune Maria Toader. Maria, bun găsit! Bun găsit, consilierii președintelui Klaus Iohannis pot spune cu mâna pe declarația de avere că sunt printre cei mai bogați demnitari din statul român. În primul rând o menționăm pe Sandra Pralong, consilier de stat care se ocupă de relația cu românii din diaspora, cea care deține potrivit declarației de avere actualizate 6 apartamente, dintre care unul în New York, 2 în capitală, 2 în Constanța și unul la Lausanne, în Elveția. Se poate lăuda și la capitolul terenului intravilane, 2, unul în Constanța, unul în județul Ilfov, un teren forestier de peste 900 de metri pătrați în județul Prahova, un autoturism Mercedes, iar la capitolul tablouri, sculpturi și bijuterii deține de asemenea în total 45.000 de euro ca și elemente din aceste produse. De asemenea, depozite bancare în mai multe valute, fie că vorbim de lei, dolar sau franci elvețieni, 200.000 de lei, 180.000 de lei în conturi franci elvețieni, 180.000 de franci elvețieni, 90.000 de euro, dar și 110.000 de dolari, iar de la administrația prezidențială a încasat anul trecut peste 61.500 de lei. Și alți consilieri care și-au updatat averile în ceea ce privește declararea lor pe site-ul administrației prezidențiale, pot spune că au apartamente și terenuri intravilane peste media unui român de rând. Leonard Orban, consilier pentru afaceri europene, deține potrivit declarației de avere împreună cu soția sa 3 apartamente în București, o casă de vacanță în Prahova, dar și 3 terenuri, unul intravilan și 2 agricole, tot în județul Prahova. Și Bogdan Aurescu, împreună tot cu soția sa, consilier prezidențial pentru politică externă, deține tot 3 apartamente, tot în capitală și un depozit de 98.000 de euro. Iar Laurențiu Ștefan, consilierul prezidențial pentru politică internă, se poate lăuda cu 2 apartamente în București și 2 terenuri tot în București. Mulțumesc, Maria, pentru